Biblioteca județeană Ovidiu Însușeanu Hunedoara Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și al unor edituri prestigioase din țară, pregătește și în acest sfârșit de an surprize frumoase pentru cei mai tineri prieteni ai săi. An de an, Moș Crăciun a fost darnic cu micuții cititori atunci când au trecut pragul bibliotecii, așa că și în acest an, la Biblioteca Județeană, Moșul a început încă de astăzi să le aducă micilor iubitori de lectură cărți care să le fie de folos și să-i bucure. Inițiativa Bradul de Crăciun se va desfășura în perioada 4-22 decembrie, când secția de împrumut carte pentru copiii a bibliotecii își va întâmpina tinerii cititori care îi vor trece pragul cu câte o carte pentru fiecare adecvată vârstei. Biblioteca Județeană lansează astfel o invitație la lectură, la o călătorie în lumea minunată a cărților din toate domeniile, spre bucuria copiilor. An de an, Moș Crăciun a fost darnic cu micii noștri cititori atunci când au trecut pragul bibliotecii noastre și ne-am bucurat de fiecare dată că am putut să le facem o surpriză plăcută. Crăciunul rămâne sărbătoarea iubirii, a încrederii, a solidarității și a speranței. Și în acest an, începând de astăzi și până pe data de 22 decembrie, în cadrul secției de împrumut carte pentru copii, vom dărui cărți celor mai tineri posesori de permis de bibliotecă, cărți provenite de la marile edituri din țară. Lansăm în acest fel o invitație la lectură, la o călătorie în lumea minunată a cărților din toate domeniile spre bucuria copiilor. Sperăm că această tradiție a bibliotecii noastre va sădi în inimile copiilor dragostea pentru carte, pentru lectură, pentru universul nesfârșit al cărților. La mulți ani, dragi copii, să creșteți mari și sănătoși într-o lume în care pacea să predomine. Biblioteca împodobită de sărbătoare îi așteaptă pe micii cititori cu nerăbdare și bucurie să îi treacă pragul și să găsească sub bradul de Crăciun cartea îndrăgită.